Bine v-am regăsit, începem astăzi un nou ciclu la Școala de Saba despre Duhul Sfânt și spiritualitate. Și vom continua plecând de la lecția principală pe care am învățat-o în cartea lui Iov. Și lecția principală este aceea că nu există întrebări interzise și aș adăuga eu, nu există răspunsuri interzise. Așadar, vom explora subiectul fără taburi și fără să ne temem să punem întrebări. Sunt convins că adevărul nu are decât de câștigat dintr-o analiză critică. Așadar, câteva lucruri de care trebuie să ținem cont în acest studiu, care astăzi este o lecție de introducere și astăzi nu ne-am întâlnit ca de obicei, ci vom intra în subiect începând de săptămâna viitoare, dar fiindcă este o lecție de introducere, vreau să fac și o introducere cu privire la principiile pe care se vor baza discuțiile noastre la Școala de Sabat. Primul și cel mai important principiu este acela că atunci când citim în Biblie, nu trebuie să citim doctrinele noastre în Biblie, ci trebuie să citim Biblia independent de doctrinele noastre, adică de prejudecățile noastre. Și asta nu implică doar o exegeză a textului biblic în sensul principiului gramatical istoric. Adică vom lua textul așa cum este și luăm în contextul întregii scripturi și, bineînțeles, încercăm să înțelegem ce însemneau cuvintele în timpul acela, dar luăm în considerare și aspectul cultural istoric. În ce măsură cultura timpului a influențat autorul textului? Acesta este un principiu care este în armonie cu ceea ce spune Ellen White, în mod foarte clar. Că Dumnezeu ca autor nu este prezent în Biblie și că nu numai cuvintele, dar și logica și retorica sunt ale omului. Deci trebuie să înțelegem cum gândeau oamenii și cum argumentau oamenii în timpul acela și cum vorbeau. Un doilea lucru foarte important de care trebuie să ținem cont este faptul că atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, noi ne raportăm la o anumită teologie care în principal a fost formulată în primele secole creștine. Și această teologie care s-a cristalizat în dogma Trinității, în mare măsură nu este înțeleasă de noi astăzi și va trebui să o deconstruim. Ce însemnează deconstrucție? Nu însemnează dărâmare. Adică noi nu vrem să renunțăm la dogma Trinității, pe care o acceptăm, deși nu-i spunem dogmă, nici să o susținem. Vrem să înțelegem de ce anumite idei au ajuns să fie considerate adevăr nenegociabil în biserica creștină în primele secole. Și care sunt ideile, care sunt argumentele principale ale dogmei Trinității? Vreau să specific doar în scurt acum două lucruri. Mai întâi, termenul de persoană, așa cum l-au folosit părinții bisericii și cei care au sculptat dogma Trinității, nu are sensul pe care îl are astăzi. În sensul modern al cuvântului, o persoană implică prezența într-un singur loc din spațiu în același timp. Un loc limitat în spațiu, bine definit, ceea ce nu se poate spune despre Dumnezeu. Și o continuitate în timp. Cele două nu se aplică la dogma Trinității. Așadar, ce însemnează persoană în limbajul dogmei Trinității? Pentru că atunci când spune că Duhul Sfânt e o persoană, noi de fapt ori pur și simplu ne mulțumim cu ideea că nu înțelegem și avem încredere în autoritatea bisericii, crezând că ea, biserica, înțelege, dar biserica are aceeași minte ca și noi, nu poate înțelege mai mult decât noi, ori antropomorfizăm și ne gândim că persoană însemnează antropomorf. Al doilea aspect la care mă refeream este faptul că la baza concepției despre Duhul Sfânt ca a treia persoană a Dumnezeirii stă filosofia greacă, nu Biblia. Și nu e nimic rău în aceasta. Adică iudaismul nu putea să dea răspuns la o întrebare cum ar fi, cum poate să fie și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Răspunsul iudaismului era acela că Iisus e fiul biologic al lui Dumnezeu, fiindcă n-a avut tată pământesc. Dincolo de asta, iudeii n-au putut să meargă mai departe. Așa că, în mod normal, biserica apela la filozofia greacă. Și trebuie să recunoaștem aici o limită cu care noi ne jucăm acum. În ce sens? Nu
nu este cunoaștere. Faptul că stabilești relații între noțiuni și te joci cu cuvintele. Asta se numește greșeala grecilor. Grecii au crezut că sintaxa frazei reflectă structura existenței. Și din cauza asta au avut totdeauna o problemă, recunoscută deja de Socrate și Platon, anume, unde încetează filozofia și unde începe sofismul? Ori, aceeași întrebare se pune și atunci când vorbim despre persoanele dumnezeirii sau despre Duhul Sfânt. E clar că limbajul e împrumutat din filozofia greacă, când spune o singură substanță, trei predicate. Dar întrebarea este unde se termină aici filozofia și unde începe sofismul. Deci nu pun întrebarea unde se termină Biblia și începe filozofia, că este clar că filozofia este baza dogmei Trinității. Ci unde se termină filozofia și unde începe sofismul? O altă întrebare pe care trebuie să ne-o punem aici tot în sensul deconstrucției este de ce adventiștii de ziua șaptea în prima jumătate a secolului XIX au respins categoric dogma Trinității și ideea că Duhul Sfânt e o persoană. Și de ce la sfârșitul secolului XIX au început să fie tot mai deschiși la această noțiune că Duhul Sfânt este o persoană și să accepte dogma Trinității fără să-i spună dogmă, spunând că ei au descoperit-o din Biblie, ceea ce bineînțeles că nu este adevărat, dar, mă rog, Ellen White a folosit limbajul lui Calvin și al lui Luther vorbind despre persoanele dumnezeirii și asta oferă o bază textuală pentru că nu este considerată a doua Biblie de mulți adventiști. Chiar dacă nu găsesc în Biblie, găsesc în Ellen White și sunt mulțumiți cu asta. Trebuie să ne primim aceste întrebări. În sfârșit, mergând mai departe, vorbim de spiritualitate și trebuie să ne întrebăm foarte serios ce este spiritualitatea. Aici, probabil că unii se tem că un duș rece duce la infarct. Dar avem nevoie de un duș rece. În sensul că adevărul nu are de ce să se teamă de critică. La data aceasta, atunci când vorbim despre spiritualitate, un termen foarte vag, ce e aia, ce înseamnă să fii spiritual? Trebuie să spune cineva să fii spiritual sau să fii ca fratele cu tare, ca sora X, ca și așa mai departe, ce înseamnă să fii spiritual? Și ce înseamnă să fii plin de Duhul? Trebuie să acceptăm aici o găleată rece cu gheață turnată pe cap. Anume că la data aceasta avem multe informații din neurobiologie, din știința creierului, care ne arată cum funcționează creierul în timpul unei experiențe spirituale, de exemplu în timpul vorbirii în limbi, să zic, cum funcționează creierul, cum funcționează creierul atunci când ceva are o viziune. Da? Sunt multe intuiții noi care vin din psihologie sau chiar din psihanaliză, care este un teren suspect pentru unii dintre noi. E bine, noi vrem să discutăm toate aceste aspecte. Nu ne temem să le aducem în discuție. Ellen White spune că spiritualitatea multora este o ficțiune. E bazată pe o iluzie. Și sunt cu totul de acord cu ea, măcar pentru acest citat al Ellen White. Hai să încercăm să investigăm ce însemnează spiritualitate, care este esența unei experiențe spirituale. În toate acestea, nu vrem cât uși de puțin să renunțăm la premisele fundamentale ale studiului nostru, în primul rând autoritatea Bibliei, și în al doilea rând, credința puternică în existența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt și în posibilitatea unei experiențe spirituale. Dar vrem să înțelegem cât se poate de bine aceste lucruri. Așa că vă invit în continuare să participați la studiile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la Școala de Sabat.